Bună ziua, mă numesc Căprar Oana Maria, sunt medic specialist endocrinolog și am să vă vorbesc câteva cuvinte despre cea mai frecventă afecțiune în endocrinologie. Pentru început, avem mai multe glande endocrine, dar cea mai frecventă patologie este la nivelul glandei tiroide, care de altfel îndrumă frecvent pacienții către un consult endocrinologic. Ce ne povestesc pacienții când vin la control? Cel mai frecvent o senzație de nod în gât, că se neacă, că nu mai pot să respire cum trebuie sau că li s-a schimbat vocea. De asemenea, mai sunt pacienți care ne spun că au observat o creștere a reginii cervicale anterioare. La nivelul gâtului au observat că a crescut un mic nodul sau că s-a întâmplat ceva care nu a fost în ultimul timp. Mai sunt de asemenea pacienți care sunt îndrumați către endocrinolog pentru faptul că au crescut în greutate. Într-adevăr, o afecțiune deficitară a glandei tiroide ar putea să ducă la o creștere ponderală, însă aceasta nu este semnificativă. Avem și cealaltă extremă, în care pacienții pot să piardă mult în greutate într-un timp relativ scurt, deși au același apetit, inclusiv un apetit un pic mai mare, este vorba de un exces de hormon tiroidien, hipertiroidia, care, diagnosticat și tratat corect, poate să ducă la rezolvarea tuturor acuzelor pacientului. Palpitațiile sau tensiunea arterială necontrolată pot de asemenea să constituie un motiv de prezentare la medicul endocrinolog. De aceea, pacienții când au aceste simptome pot să-și monitorizeze funcția tiroidiană. Pe lângă evaluarea biologică a hormonilor tiroidieni, avem și investigații imagistice, o ecografie tiroidiană sau investigații mai complexe în funcție de caz, iar orice afecțiune tiroidiană poate să fie tratată, fie că este medicamentos, fie că este chirurgical sau fie că se administrează iod radioactiv, în funcție de criteriile și indicațiile pacientului.